Astăzi vom merge cu Cezar la spital. Febră foarte mare, de 40,7 inițial. Da, tati nu este în oraș. Am ajuns și la spital. Bate palma, mama. Acum ne consultă doamna doctor. Te doare ceva? Ia uite, primi și o insignă. Mi s-a luat un pic de sânge din deget. Nu știu dacă am două ore adunate de somn aseară, dar există lucruri și mai grave. Fericirea vine din lucruri mici, am mai spus-o. Nu, Aria? Exact. Bună și bine v-am găsit la un nou vlog. Rușii, da. Astăzi vom merge cu Cezar la spital. Deci vom merge cu el de această dată, pentru că s-a trezit cu o febră foarte mare, de 40,7 inițial. A și tușit aproape toată noaptea. Așa că vom merge la doctor să vedem ce are, cumva să fie ceva la plămâni, am în vedere că tușește atât de mult și febra asta foarte, foarte mare. Da, tati nu este în oraș, a trebuit să plece din oraș un pic cu munca câteva ore, iar eu am rămas singură cu ei. Voi merge să o las pe Aria la sora mea acasă, să stea cu ei, până mă duc eu cu Cezar la doctor. Așa, Aria? Mergi la tușii? Da? Cezar, noi mergem la doctor? O să fie bine, da? Motor! Motor! Hai că ești mai vesel, e bine. Gata, am ajuns și la tușii în fața blocului. Așteptăm să coboare Tutu, să ia piticuța asta. Vine Tutu? A venit Tutu să ia pachetul. Să iau pachetul și un pachet mai mic. Haide. Adică pe pica. A venit Tutu să te ia. Hello! Hello, Cezar! Supăratul ce vezi? E bun la viu. O să treacă, sunt. Te faci tu bine. Da, hai. Ușor. Pico. Mai, să fii cu minte, ai auzit? Măi, ești cu minte? Da? Îl aștepți pe Tutu? Îți duce scuterul la mașină că o să ieși cu ei la plimbare. Ce e asta? E greu? E greu! Uite-l, ia Tutu. Hai, să fii cu minte, da? Pe palu, mami. Pa, mami. Pa! Hai să fii cu minte, da? Tutu. Dă-i mânuța lui Tutu. Hai, pa! Pa! Gata, Cezar, am lăsat-o pe Aria, acum noi mergem la doctor. Da, mami? Mergem să vedem ce ai și o să fie bine, da? Te iubesc. Of, iubirea mea. Am ajuns și la spital, nu am găsit loc de parcare aici, am parcat puțin mai departe. Am mers pe jos și acum intrăm în spital. Am ajuns la spital. Vrei să vedem peștii? Hai să vedem peștii. Aici vedem noi peștii de fiecare dată când venim, nu? Și peștii o să-ți spună că o să te faci bine. Cezar! Bine! Bate palma, mama. Și gata, intrăm la doctor. Uite, mami, acum o să te consulte doamna doctor, da? 37,9. Uite, acum nu mai ai temperatură, vezi? Acum ne consultă doamna doctor și vedem ce diagnostic ne dăm. Cezar, o să fie bine. Te doare ceva? Te doare? Deci lui Cezar se va face acum un test pentru un streptococ, nu? Care are gâtul foarte roșu. Și după acest rezultat, vedem cum iese. A spus doamna doctor că îi se va face și un test pentru COVID. Să vedem dacă ai COVID. O să fie bine. Așteptăm să îi se recolteze din gât și să vedem rezultatul. Și am ieșit la plimbare cu doi copilași mici. Una bucată bebeluș mic, una bucată copil mai mărișor. Mica, unde duci? Vitezomană, mică? Unde fugi? Cum e tutule cu doi copii? Mai facem unul imediat sau? E bine. Mai așteptăm.
au intrat să cumpere înghețățică. Evidă să adoarmă. Așteptăm. E bună, Pica? E bună? Salată înghețată bună, Tutu? E bună, Ariuța? Îți place? Ia zi, Aria, mă mai întreb de 100 de ori, tu și? Ți-am zis de 50 de ori că e bună. Da, ne-am place cum dă ea din căpșor așa. Ce tare scumpică. Ia uite, ai primit și o insignă de la doamna doctor. Bate palma. Yay, pentru cel mai curajos. Bravo, mami. Lasă așa să-mi trece țelul cu tripi, că altfel nu-mi înregistrează. Poate cum îți bate inimioară, știi? Și pulsul tău. I s-a luat un pic de sânge din deget. Am mai puțin supărat. Dar îi trece, i-a trecut. A fost o începătură mică, nu, mami? Mică, mică. Așteptăm rezultatele acum. Să vedem ce iese. Și gata, suntem în mașină. Din fericire, Cezar nu are niciun streptococ, nu are nici COVID. Probabil este doar ceva viral și vom lua acasă siropele naturale, acadele de alea pentru gât, nu ai? Acadele de gât și asta e, îi dăm în continuare. Probabil antitermice, dacă îi va crește din nou temperatura. Important este că e bine, nu este ceva grav. Așa că mult repaus, odihnă și se va face bine. Iar acum mergem să o recuperăm pe Aria. Aria este cu tușii și cu Tutu, să-i sunăm să vedem pe unde se plimbă, pe unde sunt. Iar apoi vom merge acasă. Nu, mami? Mai mergem la Cura? Mergem la Cura să luăm covriș, nu? Am uitat că i-am promis lui Cezar că după ce plecăm de la doctor vom merge să cumpărăm niște covriși din aceia buni cu semințe care îi plac lui, găsim undeva la Cura. Așa că mergem să mă țin de promisiune. Hai să luăm covrigi. Am luat și covrigi. Ia pune mâna, fierbinți. Sunt calzi? Sunt fierbinți, așa să se răcească și păpăm, da? Hai la mașină. Îi țin pe toți? Da, îi țin pe toți. O să-i țin pe toți. Ți-e foame? Da. Câte foame ți-e? Foarte, foarte mult. Foarte mult? Da, frige acum, păpăm la mașină, da? Super. Hai pe aici. Hai, coboară pe aici. A, uite ce băiat mare. Coboară singur. Bravo! Yay! Cum a fost la doctor? Ok? Bravo! Ia uite ce bulină ai primit! Cel mai curajos băiețel! Bravo, mami! Au fost buni covrigii, mami? Te-ai săturat, nu? Acum îi așteptăm pe Tuși și pe Tutu, așteptăm să ne o aducă și pe Aria. Au ieșit la plimbare să o recuperăm. Suntem de aici la ei, în fața blocului. După cum se vede, arăt foarte nedormită, pentru că chiar nu am dormit. Nu știu dacă am 2 ore adunate de somn aseară, pentru că am stat să-l veghez pe Cezar, să-l verific de temperatură, tușa și somnicul s-a cam dus. Dar mamele mă înțeleg cel mai bine. Cine e mămică știe că atunci când ai copii, somnul este la mare depărtare, la mii de kilometri distanță de mămică. Deci nu mai suntem prieteni deloc. Da, așa că asta e. Acum vom ajunge și noi acasă, o să-i bag și pe ei la somnic și probabil voi adormi și eu cu ei, pentru că sunt efectiv epuizată, sunt foarte obosită. E bine că s-a terminat ziua asta cu bine și că Cezar nu are nimic grav, așa că odihnă, acasă, nu, mami? Așa, hai să vedem, să vină și Ariuța și mergem, că mami este super obosită. Cum a fost viața cu 2 copii? Bombiță. Cu un copil, că asta e bombă. Să-l primești gata făcut, e mișto. Și să fie și educată. Ce faci, mama, mami, mă? Și cu minte. Mai mic cu Tuși și cu Tutu? Mai mergi cu noi? Ia zi, nu sorta, ce curajos ai fost tu. Ulă, Virule, ce faci, mai? Hai că te faci tu bine. Ești dita mai bărbată. Ce e ăsta? Nu arată lui Tutu. Respisum super. E o bulină, e o insignă, Tutu. Uuu, ia uite! Ia, ia pită. Ce faci, măi? Mergem acasă? Mulțumim că ați avut grijă de pitica mea. Și acum noi mergem acasă. Hai, vă pupăm și vă mulțumim. Adi, pa! Pa! Și gata! Au,
am ajuns acasă cu piticuța. Și lui Cezar e somn. Ce somn, mami, a? Și lui Aria e somn? Mate. Și lui mami este somn, așa că vom merge și o să dormim cu toții așa îmbrățișați. Vreți? Băgați-mi între alții ca niște pui de rață, vrei? Ca pui de rață așa dormim. Haide, mergem sus. Unde pui bulina? Sub. Wow, pică! Super! Ia să văd. Super arată. Bravo, mami. Aria, dăm cheile. Eu să ne bucăm direct la somn. Hai, direct la somn. Haideți, ca niște pui de rață? Da. Bine. Și gata, ne-am băgat în pat ca niște boboși de rață. Ne băgăm la somn. Mă, câte așa mai repede, repede, așa. Iubiți-ne! Hai, la zâmbit! Închideți ochii, toată lumea! Închidem ochii! Închideți ochii! Închideți ochii, închideți ochii, gata! Nu m-a dormit! Nu m-a faz! Închide ochii! Masaj! Hai, lasă-mi, gata! Acum închidem ochii toți! 3, 2, 1 și... Gata! Ne-am trezit, am făcut nani! Ia uitați-l pe Cezar! Ce pap, mami, acolo? Cadea. O acadea pentru ce e acadea asta? Pentru gât, nu? Luăm acadea pentru gât, să ne treacă roșu acela în gâtuț, să nu ne mai doară. Ne-am trezit, suntem cu niște fețe. Cezar încătușește, se și aude. Nu mai are febră așa de mare. Ariuța mănâncă unde? Arahide? Sau cel puțin curăță ce-a mai rămas pe marginea borcanului? Se chinuie aici, e foarte concentrată. Bun, mama? E bună? Ia, cu mânuța e foarte bine. Ia să-ți văd mânuța. Ia uite. E mai rămas decât o mică vânătaie, care o să-i treacă și asta. În rest, mâna e foarte bine, ceea ce ne bucurăm. Când cu unul, când cu altul ajungem pe la spital, că așa e. Când ai doi, e la puterea a doua. Când ai trei sau patru, e la puterea și mai mare. Nu vreau să mă gândesc. Suntem puțin obosiți, extenuați. Dar nu ne revenim. Obosit. Tu nu ești deloc obosit? Da. Mami, e obosită, uite ce față am. Se vede că sunt puțin obosită. Dar o să-mi revin eu în forță, nu-i problemă. Acum așteptăm să vină bunicii pe la noi, să stea un pic cu ei, iar eu să mă duc până la farmacie, să iau siropelul de tuse, să mai fac niște cumpărături un pic și după aia vin și eu acasă. N-am avut cum să oprez la farmacie în timp ce eram cu ei în mașină, pentru că trebuia să parchez mașina la farmacie, care na, era destul de departe și să-i las pe ei în mașină și nu, am zis că o să vine bunica să stea diseară cu ei, iar eu mă voi duce să cumpăr ce trebuie să mai iau pentru Cezar să se facă bine. Se simte mai bine! Bravo, mami! Cezar stă doar în chiloței pentru că are febră, adică a avut febră și îl ținem cât mai dezbrăcat ca să nu se încălzească și să-i crească din nou febra brusc. Și asta vă recomandăm și vouă, în cazul în care copiii vă știau febră ușoară, moderată, înaltă. Primul lucru, să-i dezbrăcați, să-i țineți cât mai dezbrăcați, aerisiți casa și după aia antitermice și ce mai trebuie. Dar primul lucru, dezbrăcați, ca să eliminăm febra din corp. Te-am prins la borcan! Ce faci acolo? Că nici nu mai iei, ia uite ce-i pe tine, ce încerci să iei de acolo? Ia uite, Cezar, ce mașină ai tu aici, mami? BMW. De care? X6M. Oh, super! Super, super, ia! Ia uite ce pe mâinile ei! Hai să mergem să ne spălăm pe mânânțe, mama! Bună, Didi! Pe Didi o așteptam și pe Dinga! Bună! Cezar! Să fii cu minte, da? Da. Eu mă duc la farmacie să iau medicamentele și voi să fiți cu minței. Pa, pa! Pa! Gata, am găsit și ce aveam nevoie. Am fost la farmacie, am găsit siropelele. A trebuit să alerg între două farmacii pentru că nu aveam într-un singur loc tot ce trebuia eu să iau. Dar am luat niște siropele pe bază de plante foarte bune pe care le va putea lua și Aria pentru că am văzut că și are un pic de tuse și puțin mucișori. Așa că... mă voi duce acasă, ei se joacă acum cu Didi cu mașinile, dar vom începe și tratamentul și încet, încet se va face bine. Încă avea temperatură când am plecat de acasă, i-am luat temperatura și deja urcase iar la un 38,8. Să vedem acum când ajung acasă dacă a scăzut sau a urcat. El stă dezbrăcat, după cum v-am spus,
ca să nu aibă nimic pe el, să-l ajute să se supraîncălzească. Să vedem cum evoluează. E greu când ai copii mici și bolnăviori, dar există lucruri și mai grave și important este că are rezolvare. Atâta timp cât există o rezolvare, trebuie să fim optimiști și să trecem peste. Este vorba doar de timp și de nesomn și de puțin stres, dar va trece. Asta e important, că are rezolvare și că va trece. Ia să-i luăm din nou temperatura lui Cezar. Da, a mai scăzut un pic, a avut un 39 cu ceva și a făcut o băiță, nu? A făcut o băiță maică lui așa și a scăzut un pic temperatura. În continuare stă în chiloței. Aria, tu ce papi? Floricele. Le-am făcut și o mică gustare. Popcorn sau icele, cum zice Aria, să pape. Cezar încă nu are poftă de mâncare. E și normal, toată energia corpului acum la el se duce pentru a se reface, deoarece are temperatură. Îl vom lăsa, dacă nu-și dorește să mănânce, nu e nicio problemă. Cu siguranță când se va simți mai bine, îi va reveni pofta de mâncare și va mânca dublu, știu asta. Cum o să mănânci tu? După aia, când te faci bine. Mai vreau, mai vreau. Am dai și mie un popcorn, Aria? Mulțumesc! Da, îl așteptăm și pe tati să vină. Cezar o să se facă bine. Cine are, mă, piciorul ăsta mic aici? Ai făcut băiță? Ai făcut băiță? Bravo! Ai ce picioare mici! Ați mai văzut așa picioare mici? Da, și trebuie să-i tai unghiile de la picioare și nu mă lasă să-i le tai? Știți cum le tai eu unghiile de la picioare copiilor? În somn! La mâini nu e problemă, ei stau să le tai unghiuțele la mânuțe, dar la picioare, vai! Deci nu suportă deloc. Și în timp ce dorm, eu le tai unghiuțele de la picioare. Cam așa funcționează la noi. La voi cum funcționează? Mămicile, cum faceți? Și ne-am refăcut din nou culcușul aici în balcon, pe terasa noastră improvizată. Ia uite cum stau ei și papă popcorn aici. E mișto? Și vine și mami cu voi aici și stăm ca înghesuiți ca niște boboci de rață. Hai! Bravo! Am vrut să închidă ea. Bun? Hai, bine că fac și tu ceva, Cezar, măcar să ronțe ceva acolo. Ești mai bine? Te simți mai bine? Bravo! Ce mișto e la aer aici. Au cozi astea? Dacă le fac eu. Terasă improvizată. Aria, ce faci? Mănânc popcorn, am tradus eu. Unde ești pe asta? Dacă nu avem casă, avem apartament, ne facem un balcon, o mică terasă. Dar pentru ei este fericire maximă. Nu-și doresc altceva. Fericirea vine din lucruri mici, am mai spus-o. Nu, Aria? Exact. Bine, nu mă duc. Yeah! Tati a fost plecat cu munca din oraș, a fost aici, a venit și el în sfârșit acasă, s-a reunit echipa. Eu să iau și pe mângul meu în brațe. Uite-l, mă, a venit și a zis, doamne, hai că tati e rece și scade temperatura. Că e frig afară. Păi știi că-ți mândru de tine, pisule, ți-ai luat tu sânge când te-ai cumpărat la doctor. Da, a fost foarte curajos, foarte curajos. Bravo. Și acum că s-a reunit echipa, mai stăm un pic și o să ne băgăm la somnic, tati. Cam ăsta a fost vlogul nostru de astăzi, deci am ajuns la doctor și cu Cezar, că așa e cu doi copii mici, v-am explicat eu. Eu o să văd vlogul când se editează, că mai mult am lipsit. Uite, am comunicat uite, prin telefon. Băi, da. Uite ce drăgan are de mine. Uite, mă. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi și că v-ați uitat până la final. Până la final, frate. Ia. Uite că a venit ea. Până la data viitoare, vă pupăm, moșilor. Haideți! Și doi!